în 2022, am fost invitați pentru ședința ordinară a Consiliului Local în data de 27.10.2022. Cu permisiunea dumneavoastră, dau citire ordine de zi. Proiect numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna noiembrie 2022. Inițiator primarul orașului Târgu. Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate zilei Vânătorului de Munte, noiembrie 2022. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL aflate în administrarea Consiliului Local al orașului Târgu Ocna. Inițiator consilier local Cristian Barna. Informare privind proiecte de investiții cuprinse în master plan investițiilor în turism, aprobat în hotărâre de guvern numărul 358 din 4-8-2017, amenajare Parc Aventura, Parc Măgura, oraș Târgu Ocna, județul Bacău și amenajare ca zonă de agrement la Coapă Sărată, Parc Măgura, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Birou Turism, evenimente publice, agrement mediu statistică și votare. 5. Informare privind dosare înregistrate pe rolul instanțelor judecătorești, în care este citat ca parte Consiliul Local al orașului Târgu Ocna. Întrebări, interpretări, răspunsuri. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Eu vreau să vedem voi. Adică am urmă de zi. Cine este pentru? Prima dată se spune la loc ordinea de zi inițiată de domnul primar. Cine este pentru? Așa, poate să spune de mișcă. Împotrivă? Abține? Domnul și locul, la oară, cum ați spus? Doamna secretară, de ce faceți greșeli? Dacă nu faceați masa afirmația că s-a aprobat în ordinea de zi, nu intervenea. Secretarul General asigură îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 8 și aduce la cunoștință Consiliul Local, în cazul neîndeplinirii uneia dintre ele, înainte de adoptarea ordinii de zi. Citiți-vă rog. Dar acum suntem la ordinea de zi propusă de către inițiator. Doamne, există un punct de suplimentare a ordinii de zi. Dar dacă am ajuns la acel punct, domnul și noi, nu am ajuns la acel punct. Urmează să vă spun. Doamne, dacă scrieți înainte de adoptarea ordinii de zi. Păi da, ordinea de zi material despre care vorbim este pe ordinea de zi? Nu este pe ordinea de zi. Este pe ordinea de zi. Și o să ne motivați de ce nu introduceți. După aprobarea ordinei de zi, se mai poate aproba ordinea de zi după păi ce da. S-a aprobat odată? Da, domnul și faceți cum credeți, dar nu-i bine. Da, ascultați-mă un pic, vorbim frumos. Ordinea de zi propusă și comunicată cu dumneavoastră cuprinde cele 6 puncte, da? Da. Așa. Domnul Barna, depus la legislatura instituției, o solicitare de suplimentare a ordinei de zi. Da? Prima dată se supune la vot ordinea de zi și suplimentarea ordinii de zi. Așa, se aprobă cu majoritatea simplă la Consiliul Local. Ascultați-mă un pic, aici nu scrie la suplimentarea ordinii, înainte de aprobarea ordinii de zi. Nu vreți? Dar nu te da, ascultați-mă, vă rog frumos, ordinea de zi este acest material. Da, ordinea de zi. Dar înainte de a... Dar asta nu face parte din ordinea de zi. Dumneavoastră puteți să nu aprobați acest material ca suplimentare pe ordinea de zi. Puteți să-l aprobați sau nu? Ordinea de zi este una, suplimentarea ordinii de zi este cu materiale în afara ordinii de zi. Nu, eu am spus doar să fie corect. Așa este corect. Dar de obicei când suplimenta unul primarul ori de zi, ajungea inclusiv la comisie suplimente. De fapt, e diferență între legislativ și executiv, nu știu dacă e corect. Ori în lege regulamentul toată lumea, ori numai pentru materialele cu care domnul primar venea că suplimenta la ori de zi erau complete, ca ce vorbea domnul consilier și vă chem mai înainte, că secretarul orașului Târgu Ocna trebuie să aducă la cunoștința consilierilor dacă materialele incluse pe ordinea de zi întrunesc condițiile de formalitate, adică sunt însoțite de referatul de aprobare, raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local și rapoartele compartimentelor de specialitate, da? Materialul dumneavoastră nu este complet. Ce lipsă? Să ajungă acolo. Să ajungem întâi. Suntem la ordinea de zi. Ordinea de zi cu propusă și comunicată dumneavoastră prin dispoziția primarului și prin convocator, cuprinde cele 6 puncte pe care le-a citit domnul consilier Bucuroiu, președintele de ședință. După ce se aprobă ordinea de zi, se suplimentează ordinea de zi, pentru că dumneavoastră puteți să aprobați suplimentarea sau puteți să nu aprobați suplimentarea ordinii de zi. Și urma să vă spun ce urma să vă spun.
Dar dacă nu mă lăsați să-mi fac treaba și considerați că niciodată nu știu codul administrativ? La Secretariatul General Oraș Târgoviște a venit o... Deci ordinea de zi a fost aprobată în majoritate, domnul Șilochir nu și-a exprimat votul. De acord, dacă dumneavoastră spuneți că așa e corect. Dar nu am ridicat mâna nici la pentru, nici la împotrivă, nici la abținere. Dacă așa a spus, atunci dumneavoastră veți da explicații la suplimentarea ordinii de zi. Și ați votat ordinea de zi propusă? Una e în unanimitate. La Secretariatul General al Orașului a fost depusă o suplimentare a proiectului de ordine de zi cu proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgență celor trei familii a căror locuințe au fost distruse în urma incendiului din luna, în ultima lună. Cine este de acord cu suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect de hotărâre? Ei, acum urma să vă spun că acest material nu are toate elementele pentru a fi analizat în Consiliul Local. A fost depus acest material, proiectul de hotărâre, care nu este semnat de către domnul Barna Cristian și are ca inițiator mai mulți consilieri. Iar raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului lipsește. Acum dumneavoastră hotărâți dacă suplimentați acest material cu ordinea de zi, cu ordinea de zi cu acest material și asta. Legal sau nu ilegal? Păi, exact ce spunea domnul consilier Șilochir, care și urma să spun, mi-a luat-o înainte, că acest material nu este complet, nu este însoțit, deci în primul rând nu știu dacă inițiatorii scriși aici, și sunt toți inițiatori, pentru că nu au semnat, este domnul consilier Barna Cristian, care a semnat materialul, este doamna consilier Dumache, domnul consilier Prăjinariu, domnul consilier Ciulea Ioan, domnul consilier Șilochir Ștefan, domnul consilier Ianuș Gheorghe și domnul consilier Ursul Traian. Ultimii șase nu au semnat materialul, cel puțin ăsta care l-am eu aici, prezentat, și care mi-a fost comunicat de către legislator. Ok, am și un material semnat primit acum, dar nu este însoțit de raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului primarului. De ce nu este? Nu, pentru că nu se vrea. Timpul suficient pentru a fi întocmit. Pentru că nu se vrea. Acest proiect de hotărâre a fost depus în data de 25-a 10-a. Dar știți că în codul administrativ spune că raportul de specialitate poate fi întocmit mai mult de 30 de zile. A, deci înseamnă că de aprobare la credință și atunci m-am făcut. Social-democratul, domnul primar, văd că nu are treabă comunitate. Domnul consilier. Nu așa se pune problema. Dumneavoastră ați promovat ordinea, ați propus un proiect de hotărâre care include inclusiv banii în bugetul local. Nu era normal să se exprime compartimentul de specialitate? Dacă dumneavoastră, păi știți foarte bine că tot ceea ce spune de bugetul local este la inițiativa primarului. Dânsul dispune, este un donator de credite și dânsul vă putea spune prin compartimentul de specialitate dacă dispunem de acești bani sau nu dispunem sau ce demersuri trebuie făcute pentru a putea aproba acest material. Da, avizul de specialitate al compartimentului ar fi pozitiv sau negativ. Putea să fie de la bine. Mă rapor de specialitate cu pozitiv sau negativ. Nu a fost timp suficient pentru a fi întocmit. Dați-mi și mie. Așa cum alte hotărâri anterioare au fost atacate la contencios și n-au trecut, și asta probabil va fi. Haideți să o amânăm, că sigur va fi atacată și dacă degeaba am aprobat-o noi, că are un viciu de formă, de procedură. Cum au fost și alte atacate chiar de inițiator și a avut succes în la contencios, acum probabil se va întâmpla la fel și cu asta. Totuși există o hotărâre Consiliului Local 2019 privind ajutoarea pentru... Da, aia ceva, asta se referă la... Aia sau adică trebuie pus și problema asta. Nu, există deja un... Nu, cu caracter. Există. Fiecare caz. Există. Dar păi și atunci... Deci dacă... Dar suntem atenți și la cadrul legat de la invocat inițiatul proiectului de hotărâre. Vedem aici invocată legea 416 pe 2001 și normele metodologice de aplicare.
Într-adevăr, aceste două acte normative prevăd posibilitatea acordării unor ajutoare de urgență în caz de calamitate, de naturală sau incendiu, alte situații, mormântări, situații medicale, în baza criteriilor aprobate de Consiliul Local. Consiliul Local în 2019, în luna ianuarie, a aprobat un astfel de regulament cu situațiile în care pot fi acordate aceste ajutoare de urgență și cuantumul acestor ajutoare de urgență, iar acordarea ajutorului se face în baza documentelor justificative prin dispoziție de primar. Așa spune legea. Cele două acte normative invocate de către inițiatorul preambulului. Într-adevăr, cuantumul propus de către inițiator este cu mult peste cuantumul propus prin hotărârea noastră de Consiliu Local din 2019. Dar, într-adevăr, a trecut și o perioadă de timp de atunci. Ne spuneți, vă rog, cuantumul vechi? 2000. Nu, ca să știe și cetățenii. 2000. Cu 2000 de lei după ce ți-a zis, casa nu se rezolvă nimic. Dar știți că și aceste ajutoare se acordă în funcție de anumite criterii, de procesul verbal de evaluare a pagubelor. Pentru că nu este un cuantum fix. Și nici măcar nu este obligatoriu a fi acordate. Poate fi acordate către Consiliul Local în sumele aprobate cu această destinație prin buget, exact cum am zis, pe baza criteriilor aprobate tot de către Consiliul Local, și persoanele care au suferit astfel de incidente nedorite pot apela și la ajutorul statului prin acele ajutoare date de Agenția de Prestații Sociale, nu dacă nu mă știu domnul nostru. Documentație care, nu știu dacă beneficia, adică persoanele în situația respectivă au apelat la primărie ca să-i sprijinim să facă demersurile pentru obținerea acestui ajutor. Dacă n-au făcut-o, pot face de acum, fără nicio problemă. Putem reveni asupra acestui material, nu este ca și cum nu mai poate fi aprobat, dar în limitele legii și cu respectarea condițiilor impuse de codul administrativ pe care mi l-a amintit domnul consilier și lui. Cu atât mai mult, atunci o să apar și pistolul și referatul de specialitate și să mai încercăm o dată. Sigur. Acum e clar că cam rapid nu putem vota. Atunci o să zic că suntem în conflict cu vechiul regulament. Dar măcar nu mai ar fi zis în 2019 și niște oameni vârstnici la 70 ceva de ani stau în frig, nici măcar un vagon nu au unde să se adăpostească. Mă stau la coridor, eu cu fundarea asta. Fiind de asta m-am dus la duc. Perfect. Dar măcar va fi complet cu putere juridică. Deci, Consiliul Local nu poate să ia o hotărâre asupra banilor care se strâng tot de la cei care contribuie în oraș. Da. Dar da, Consiliul Local hotărăște asupra acestor sume de bani la propunerea primarului, pentru că dânsul e ordonator de credite și știe cum gestionează un buget pe care tot dumneavoastră l-a aprobat la începutul anului. L-am aprobat la începutul anului și vă spun două lucruri la care nu s-a ținut primarul de cuvânt. Da? Și la care au fost alocați bani. Dacă nu este normal ceea ce faci. Primele cărdate ar trebui să fie numărul bugetul local, când faci proiectul de buget, să-l faci în orice la majoritatea ca. Dar m-am monizat, nu am primit. Nu spunea de frumă, să modificăm și prea mult. Și văd că foarte imediat așa cu raportul specialitate pentru ziua lor de 17.000 protocoale și alalte, când au văd problema de spectacole, 12.000, nicio problemă, table la fel 12.000, acolo sunt bani. Nu știu că avem probleme pentru finanțele. S-a ales timp data aceea. Foarte simplu. Dăm 7.000 de protocol pentru vânători de munte, am dat 50.000 pentru școala naturală a Fetecianu, 15.000. Cu toate ele. Deci acolo s-a putut în poate referat special, toate ele. Pentru așa ceva nu se poate. Dar s-a făcut afirmația că proiectul de hotărâre nu poate fi introdus pe ordinea de zi din două motive. Că n-a fost semnat și că raportul compartimentului de specialitate nu există. Cu semnăturile se rămâne problema? E considerat semnate sau nu? Considerat, da? Deci a mai rămas o singură problemă pentru care nu poate fi introdus pe ordinea de zi, raportul compartimentului de specialitate. Cine trebuie să facă acest raport? Compartimentele de specialitate ar fi în primul rând serviciul cu urgență contabilitate și direcția deci, de specialitate. Deci, ca să înțelegeți, neintroducerea pe ordinea de zi este faptul că nu există rapoarte de specialitate. Pe o trecere, lăsați-o.
Deci motivul pentru care nu poate fi ordinea, dacă să înțelegem că suntem, nu există raport de specialitate compartimentală, da? Acesta este motivul pentru care poate fi făcut ordinea. Și este o condiție obligatorie. Și trebuia făcut de către executiv, da? Intenția noastră a inițiatorilor a fost bună, adică nobilă. Și ne-am gândit care e la asemenea discuție. La Comisia Economică care a dat aviz trebuie să justificăm cum s-a întâmplat. La Comisia Economică, conform regulamentului, orice consilier poate să suplimenteze ordinea de zi a Comisiei, da? Oricare dintre membrii Comisiei, citim de aici, poate cere includerea pe ordinea zi a unor subiecte de dezbatere. Se sizează, da? A fost introdus de către un consilier din Comisie acest proiect. De data și la Comisie nu ați avut raportul de specialitate. Ați avut doar proiectul de hotărâre și referatul inițiatorului. Doamnă, a fost complet proiectul de hotărâre. Spune orice, dar proiecte de hotărâre, orice alte discuții, sesizări, petiții, reclamații, nu știu, adrese. Aceeași condiție este și pentru Comisie. Ca să poată fi analizat în cadrul Comisiei, materialul respectiv trebuie să fie însoțit de toate elementele. Raportul de specialitate, cine îl face, doamnă secretar? Compartimentul de specialitate. Și de ce l-a făcut compartimentul de specialitate? Dar mă întrebați pe mine, nu pot să răspund, că nu sunt compartiment de specialitate. Lăsați să continui, deci am dat. Eu le primesc și dacă le primesc, le pun. Trebuia să-l comunic către Comisie, era obligația mea, dacă îl primeam, să comunic către Comisie, să comunic către toți membrii Consiliului Local. Cred că nu ați primit din partea mea nimic pe mail. Da. Am suplimentat ordinea de zi a Comisiei și am pus în dezbatere. Okay. Și a fost aprobată și suplimentarea și a fost aprobată în unanimitate și acest proiect. Neștiind aceste amănunte că nu există raportul de specialitate al compartimentelor, în cadrul primăriei și nu m-am gândit că se vor ajunge la aceste discuții. Am vrut să justific acum de ce votul și avizul Comisiei Economice a fost în majoritate. Doi erau online și trei au fost prezenți. Nu s-a dat raportul, poate fi interpretat oricum, că n-am avut timp, ați spus dumneavoastră că timpul a fost scurt. Da, bine, am reținut atunci când este raport, este un motiv de a nu introduce pe ordinea de zi acest proiect, dar sigur că rămâne acest gust amar, că se putea face raportul ca să poată introduce pe ordinea de zi. A fost o metodă prin care nu poate fi introdus pe ordinea de zi, pentru că va fi contestat. Am vrut să dau aceste explicații. Avem antecedente, știm că sunt mai puțin de atât, când a fost contestat pe hotărâri. O să discutăm la hotărâri și problemele pentru care mai puțin de atât. Și vă teamă că o să conteste un consilier faptul că nu a fost raportul de zi. Da. Deci e clar acum. Nu s-a făcut raport nimic. Dar ați mai spus că va fi reluată pe ordinea de zi la ședință. Atât de poate mai fi ordinar. Convocăm o treime din Consiliul Local, convocăm extraordinar săptămâna viitoare. Când poate până săptămâna viitoare are compartimentul de buget finanțe și social, timp fac raport. Deci, cealaltă. Continuăm aceste discuții și această atmosferă între executiv și legislativ fără argumente. Pentru că la articolul 3 din această hotărâre spunea justificarea utilizării ajutorului social va fi făcută în conformitate cu prevederile legale. Ce însemna acest lucru? Că banii nu îi dădeați în mână decât proprietarul și nici proprietarul nu îi dădeați. Venea cu documente justificative, cu materiale de construcții, cum s-a mai făcut în primul rând câți ani de zile. Și atunci suma este trecută, să spun așa, ca o aleatoriu, pentru că câte documente justificative aduce cel care este în cauză, atâția bani va primi. Da. Maxim. Dar uitați, suma a fost propusă maximă. Niciodată nu s-a cheltuit această sumă. Dar dacă aici spune că justificarea utilizării va fi făcută în conformitate cu prevederile legale, asta nu o să vă duceți să-i dați banii cash. Nu da? Știu, asta este o procedură ulterioară a dosarului. Bine. Și, într-adevăr, așa s-a făcut. Fiecare beneficiar de ajutor de urgență a avut documente justificative. Haideți să facem să fie temei legal. Nu are temei legal, așteptăm până are și o discutăm la ședința viitoare. Pentru că trebuie să facem totul corect, exact așa cum vrea fiecare
domnul consilier Baga, domnul care vreți. Haideți să facem legal. Să nu mai întindem. Păi toată lumea vreți să facem legal. Haideți să facem legal. Acum ce facem? O băgăm. Păi nu putem să o băgăm. Haideți să o facem legal ca să... Convocăm să doamnă. Să fim legali toată lumea. Noi nu suntem împotrivă. Suntem de acord ca să fie legal, domnule. Dar nu putem să o băgăm așa. Haideți să facem. Ce să facem? Haideți să facem ședința, domnul președinte, dacă o facem. Păi da. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Ați zis că nu e legal. Păi de ce mai puneți la vot? La ce să mai supuneți la vot? De ce mai supuneți la vot? Dar nu e legal. Păi cum să vrea să facem tot legal, așa ar trebui să fie tot legal. Da. Dacă nu, nu mai face. Păi nu se știe. Dacă vrei. Dar să știa care că așa scrie la totul administrativ și mi s-a reproșat că nu am anunțat. Am anunțat și le-am făcut pe dar nu mai supuneți la votul președinte, că nu este legal. În urma prezentării doamnei secretar general, a adus clarificări și trebuia să pun la vot. Ați luat cunoștință că nu este... În temei legale, în consecință ați votat. Dar ce să mai spun? Ce să votați? Nu mai pot să mai spun la vot. Nu mai pot să mai spun la vot, ca să ne bată în două. Dar dacă nu v-am avertizat asupra consecinței, de ce ați mai votat pentru? În mod normal trebuia să mă obțin. Doamna președinte, ce ați votat pentru? Hai să-i interocăm, nu e situație jenantă și poate niște atentele nicio vină că ni s-a întâmplat nenorocit data. Inițiativa este laudabilă. Dar inițiatorul este o persoană care e cu exces de zel și respectă legea și nu îi reproșăm să cere respectarea legii. O mai amânăm câteva zile și poate să o facem cu respectarea legii. Da. Cam asta e treaba. Nu suntem împotrivă, dar să nu fim cu nerespectarea legii. Nici eu nu dar, domnul președinte, haideți că, dacă doamna secretar general a spus că nu este legal să o introducem pe ordinea de zi, dumneavoastră de ce o supuneți la vot? Nu o supunem. De ce? De ce? Ca să ne împărțiți în două acum, iar sunt trei. Ne-a spus că nu am fost de acord și cu inițiatorii că o amânăm, așa s-a spus, o aducem în legalitate, cum a zis domnul Pelin. Faceți și raportul de specialitate, că n-a fost timpul necesar. Nu există rea credință nici din partea executivului. Și toți consilierii nu sunt împotriva unui ajutor social dat acestor oameni care au avut acest necaz. Și atunci am urmărit lucrurile. Atât de mult înțelegeți. Da, am înțeles, da. Bine, domnule. Mulțumesc, domnule. Țin să menționez că domnul primar nu este în urma invitației la postul de televiziune națională Redația Plus, care va avea loc emisiunea în seara la ora 21, este plecat în interes serviciul. Domnul, dacă domnul primar este în interes. Deci, domnul președinte, este prezent, dar online. Online, este prezent. Ai înțeles, adicere. Păi ajuns, este prezent fizic. Este prezent, este prezent, a spus, nu este prezent fizic, este prezent online. A spus că nu este prezent și atât, l-ați oprit. Da. Domnul primar. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, m-auziți? Da. Da. Vă salut pe toți. Cu bucurie am primit solicitarea din partea președintelui Consiliului Județean, domnul Vangea, de a face parte din delegația județului Bacău, care astăzi va fi prezentă la ora 21 în studioul Realitatea TV Plus, pentru emisiunea în direct de două ore de promovare a valorilor județului Bacău, ceea ce mă onorează, dar totodată mă și responsabilizează și de aceea eu îmi cer scuze că a trebuit să plec, ca să fiu un timp util acolo și să ajung până la ora 19. Sunt acum pe drum și de aceea am intrat online. Vă stau la dispoziție cu ce pot să vă lăbulez asupra materialelor pe care le-am susținut pe ordinea de zi și urez succes desfășurării ședinței. Mulțumesc! Procesul verbal din ședința anterioară. Pe adresă de mail ați primit două procese
acte verbale încheiate la ședința Consiliului Local din data de 29.09.2022 și din data de 5.10.2022 pentru primul proces verbal. Vă rog dacă aveți observații sau completări. Da. Dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Unanimitate. Domnul Pedin, am supus la vot procesul verbal încheiat la ședința din 29.09. Votați pentru? Deci o obținem și procesul verbal încheiat la ședința din extraordinară din 5.10. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Am zis. Da. Mulțumesc. Cele două procese verbale au fost aprobate. Proiect de hotărâre privind alegerea de ședință pentru 1 noiembrie 2022. Dacă sunt discuții. Adisim? Adisim. Favorabil. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiect numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării manifestărilor dedicate zilelor Bunăvăr de Munte, noiembrie 2022. Inițiator, primarul oraș Târgov. Dacă sunt discuții, avizim. Avizul Comisiei Juridice și Administrație Publică, favorabil și în vot pentru două împotrivă. Două. Împotrivă de votare. Nu? Avizul e favorabil. Cine vot pentru? Am zis avizii comisiilor. Am zis avizii comisiilor, domnul. De cuvânt, domnul. Dar cuvântul, domnul Sfântul. Dar cuvânt, chiar dacă nu prea înțeleg. Dar prin gest. Da, prin gest. Am spus avizii comisiilor. Domnul Sfântul. Avizul comisiei economice este favorabil. 5 voturi pentru, 5 prezenți. Mulțumesc. Nu, nu am avut. Deci atunci, domnul președinte, cu comisiile. Supun la vot proiect pe ordine de zi. Aș vrea să pun o întrebare. Pe ce se duc acești bani? Da? Să ne mai explicați o dată, ne-ați pus în ședință. Și vă rog să explicați în ședința mare, ca să audă și locuitorii ce se duc. Pe ce se duc bani? Sume. Comisia Juridică și Administrație Publică a zis favorabil 6 voturi pentru o abținere din partea mea pentru anul pentru conflict de interese. Comisia Economică? Comisia Economică a zis favorabil. S-au votat și amendamentele și proiectul de hotărâre cu 5 voturi pentru de 5 prezenți. La juridic nu tot cu amendamente a trecut. Da.
Cu ametache. Cu ametache, da. Comisia de urbanism a zis favorabil cu ametache. Nu am nimic. Au fost prezentate la comisii cu tot până la amendat. Inițiat de către primarul. Și la înțeles în cu amendament. Da. Înseamnă că toată lumea să și-a însușit această amendament. Dar domnul, sub că spune cu un amendament. Un amendament. Un amendament. Păi nu, a fost cu mai multe. Un amendament mai alt. De fapt, nu erau, era o completare și unii termeni, mă rog, explicați că nu merge. A fost numerotat ca un amendament. Da, a fost ca un amendament. Supun la avem proiect de hotărâre cu amendament. Cine este pentru? Cu abține. Cu abține? Nu. Potrivit. Informare privind proiectele de investiții cuprinse în master plan investițiilor în turism, aprobate prin programul de guvern numărul 558, în 4-8-2017, amenajare Parc Aventura, Parc Mărura, orașul Târgu Ocnul, județul Bacău, și amenajare ca zonă de agrement în lașul cu apă sărată, Parc Mărura, orașul Târgu Ocnul, județul Bacău. Birou Turism. Informare. Nu știu, nu am citit. Putem să vedeți, domnul președinte, la următorul punct. Pe dat tot e informare, așa? Da, dar nu e biroul turism. Dacă ați văzut, domnul. Da, doriți să-i explicați suplimentare sau că informarea a fost că toată lumea a primit-o? Cum am mai spus și altă dată, vă rog frumos, cetățenii, să știe informările pe care le primesc consilierii, de ce votează și cum votează, în cunoștință sau nu de fapt. Aici nu este vot, este doar o informare. O informare. Trebuie să audă și cetățenii ce se întâmplă cu aceste proiecte. Așteptăm sigur că da. După părerea mea, informațiile trebuie să afișate la vizierul orașului, făcute publice. Sau pe site-ul primăriei, ca toată lumea să știe ce se întâmplă cu aceste proiecte. Nu trebuie să le știe doar consilierii. Sunt probleme care vizează orașul. Inclusiv greșelile care se fac și cine și le asumă. Domnul primar? Bună ziua! Aș fi vrut să susțin în fața dumneavoastră această informare, dar din păcate a trebuit să plec. Domnilor consilieri și doamnelor, eu am făcut această informare pentru a cunoaște exact evoluția situației cu acele proiecte care au făcut subiectul atâtor dezbateri, mai mult în zona virtuală și lucruri care au fost susținute de către domnul consilier Barna, total deformând realitatea în spațiu public, pentru că dumneavoastră a pornit o luptă împotriva Consiliului Local și împotriva proiectelor de dezvoltare a comunității. Din prima lună, când era colat pe talent, nici nu se uscați bine cerneala pe jurământul pe care l-a prestat. Și după respectarea legii, a invocat acolo că ședința a fost ilegal constituită și adoptată hotărârii lege, au fost cele două hotărâri au fost adoptate cu urmiciu. Dar nu este pentru prima oară în istoria Consiliului Local că un consilier acționează în instanță Consiliul Local și în final, după toată dezbaterea și susținut de către echipa de progresiști din acea perioadă de guvernare, a condus la scoaterea de pe poziția numărul 1 și numărul 2 a două investiții foarte importante pentru comunitatea orașului de Boca, acele investiții care ar fi putut să se dezvolte în zona parcului, fiind prinse pe hotărâre de guvern în master planul național de turism. Știm cu toții că acele hotărâri și acele documentații au avut termen de decădere 30-25 decembrie 2020,
fost numit sau ales. Și acest fapt, după o dezbatere și după o, cum se cheamă, o proces în instanță, s-a finalizat lunile trecute. Atât am vrut să prezint că orașul este văzuvit în, în această etapă de două proiecte majore, două proiecte care puteau să vină în completarea celorlalte proiecte. Erau două proiecte vizionare, erau două proiecte de dezvoltare a unor alte capacități de turism a zonei și punerea în valoare, odată a spațiului existent de zona parcului și a lacului care e monitorizat și făcut. Și nu a fost contestat atunci nici studiul de fezabilitate, el a pornit pe o cale din asta de a imputa, de a lua capul lui Moțoc, cum lăuda pe vremea aia. Și iată că lucrurile nu sunt așa. Erau două potențiale investiții în care echipa administrativă din perioada precedentă a mandatului 2016-2020 prin domnul primar la acea vreme, domnul Șiroții, și alături de mine ca administrator public și întreaga echipă executivă și cu o firmă profesionistă s-a zbătut să mai trecem pe varda României Târgu Ovna cu două obiective turistice din patru, pentru că așa au fost atunci o propunere. Ele au fost avizate, aprobate prin toate documentațiile vreme și ne-am trezit cu această contestație, care în final a apărut în acest context. Este păcat că s-a ajuns aici, pentru că la acea dată se discutau de niște devize generale cu niște valori, dar nu spunea nimeni când vor fi puse în practică și cine le susține și cum vor fi susținute. Și iată că proiectele care s-au în derulare la nivel național acum au... statului și guvernamentale au venit în sprijinul comunităților locale prin a acorda, prin diverse formule matematice de actualizare a prețului și de susținerea acestor investiții și noi, cu bună știință sau din rea credință a domnului consilier Parna, a făcut tot ce i-a stat în putință ca să scoată aceste proiecte. Eu nu știu acum ce se mai poate face, pentru că au fost foarte multe discuții și la Asociația Stațiilor Balneare din România și la Asociația Orașelor, pentru că următorul plan național, master plan de turism, va fi o perioadă care, în care nu poate fi precizată. Acele proiecte, dacă noi le depuneam și urmau calea, ar fi putut să primească finanțare pentru proiectare și așa mai departe. Din păcate, orgoliile dumnealui ne-au condus aici. Și ceea ce îmi pare rău și regret, pentru că orașul va traversa pierderea a două proiecte. Este din meritul direct al lui să și-l asume, să nu mai se vorbeze realitatea că în mediul virtual, că parcul, că groapa cu lacul, că se va scufunda, că nu se va scufunda, că acolo e o mare nenorocire, ci știe foarte bine prin colegii care lucrează la Salina că acea zonă este monitorizată, este stabilizată. Avem datele certe de acolo, iar proiectantul, un proiectant ambițios, recunoscut la nivel european, își asuma construirea unui obiectiv acolo. Dar acestea sunt realitățile și dincolo, am observat și ceva mai devreme, dumnealui care este un susținător al legii, tocmai el încalcă. De ceea ce ați văzut prin acel proiect depus ilegal. Eu vă mulțumesc frumos. Eu am lucrat din partea executivă în mai multe consilii locale și nu s-a întâmplat vreodată ca un consilier, deși a depus un rământ de credință în fața comunității, că va face tot ce va sta putin spre binele comunității, a făcut exact pe tot. Acestea sunt realitățile. Și asta este materialul și acolo în acest material o să-l faceți și o conferință de presă, o să-l punem și peste tot public, ca cineva să-și asume acest lucru. Și să nu mai dea că executivul, că primarul, că nu știu cine a făcut și a trebuit. Să-și asume responsabilitatea de a scoate două proiecte de dezvoltare a comunității. Proiecte care au pus și în strategia de dezvoltare a localității și în toate celelalte. Vă mulțumesc! Îmi pare foarte rău că domnul Suvalet este în plen. Ne vedem față în față. Dar domnul că raportul este... foarte evaziv făcut și cu datele reale. Raport ca la apropo. Din 30 de milioane, nu se la fel 30 de milioane. Nu se adică matematica... ...de administrații locale să elaborăm documente incomplete sau așa cum credeți dumneavoastră că de formă realitate.
Astea sunt incomplete când am respectit statul al judecată că sunt nelegale. Doamna Curie, nu, dar îți uităm în raportul care dezbatem acum. În informare, care a prezentat domnul primar, nu s-a prezit compartimentul de curis, vă prezit domnul primar, nu știu, bă, că e întocmit de altcineva. Nu e domnul de primar, doamna Sârbu. Atâta probă, nu le întocmit. Nu trebuie întocmite de către compartimentul special. Da, și la probă, păi dacă și ala, că vă mai pregătit din stat rolul pe procedere pe rolul instanței, tot domnul primar, nu știu, raportul dumneavoastră? Da, că nu am putut să dă. Oricum nu avem un reprezentant compartimentului juridic, este în concediu medical de 3 luni de zile, așa că... De cum ai trebuit să dau un raport? O fără? În ziua nu mai l-am venit. Au venit facă raportul pentru mine și-o plecat. Eu? Da. Păi a trebuit să dau un drept la lei. În raportul... În raport... Scrie că... Quantumul UAT-ului este de 90% din finanțare. Din 9 milioane, care este pentru amenajare, parca gremier la capă sărată, 2.700.000, nu înseamnă 10%, înseamnă 30%. De 20% sau pentru câteva pe drum. La aventură, parc mătură. Din 90.802.000, 6.482.000, se întreabă 32%, nu înseamnă 10%. Este informarea a orașului și a consiliului local. În alte ori de idei. S-au făcut două plângeri pe alarme, la Consiliul Local. Am citat în instanță, nu legal, nu proiectul, că nu este bun, legalitatea lui. Primăria Târgu Ocna, prin juriștii care au fost și care sunt la ora asta, au cerut să fie primarul orașului Târgu Ocna și UAT-ul Târgu Ocna să fie parte în dosar. S-a pierdut dosarul, am câștigat eu. Ba da, admite excepția lipsei calități procesuale. Lipsei calități, da. Nu să facă parte. Nu, nu, lipsa calității. La recurs, primarul orașului Târgu Ocna, prin secretar sau prin compartiment juridic, face recurs. Și când nu era partea dosară, ce nu? Eu ce nu fie partea dosară. De asta a pierdut. Consiliul Local abar nu a avut ce s-a scris în recursul ăla. Adică, să vă explic mai pe înțeles, poate colegii mei nu știu. Avizele s-au instanțat când nu sunt avizii comisiei de specialitate al Consiliului Local. S-au pus în dosarul de la Curtea de Apel Bacău, iată dosarul acolo, avizii din 22 pe data de 30. E ducerea lor la instanțe. E judecat acolo. Da, a știut cu atenție. Este putut aici. Dar vă rog frumos să prezentați așa cum s-a prezentat în mod, dar nu am prezentat, noi am pus niște documente în mod fals sau ca să îi ducem în eroare instanța. Am nicio formă. Am explicat contextul în care... Deci, în primul rând, doamna secretară generală. Vă rog să mă lăsați și pe mine acest, am explicat în acel material prezentat instanței că acest material de ședință a fost prezentat în mai multe ședințe. Altul a fost context. Avise. Nu doar am prezentat niște avize care, de fapt, nu erau date la ședința respectivă și erau date cu o ședință cu 3 zile mai înainte. Eu întrebarea, aveți calitate față de cuvântul dosar? Primul de Boca? Primarul? Doamna secretară? Așa că nu am avut atâtea dosare și nicio instanță nu începe calitatea Consiliului Local. Lipsa de interes, ai lipsa de interes a Consiliului Local, aia se pune. Deci nu avea dreptul altceva să facă contestate împotriva Consiliului Local. Și acum era, problema era finanțarea, era din alte surse. Dacă era legal, dacă proiectul de hotărâre era legal, nu era nicio problemă. Nu era nicio problemă, nu o dădea de tatăl, nici Tribunalul Bacău, nici Curtea de Apel. Uite, așa s-a întâmplat în anul 2014, când s-a votat o hotărâre populistă, să zic. Acum plătim 550.000 de lei la CRAP. Aceea se petrez. Acum puteam să o lăsăm așa și la un moment dat nu trebuie. Despre ce dosar din 2014? Ăsta, cu CRAP. Cu CRAP, pe acolo am avut litigiu cu CRAP, pentru că la vremea respectivă Consiliul Local nu a votat majorarea prețului. Dar nu e același lucru. Dar ce bani din ăsta? Că cel nu era legal, ăla că a fost să fie. Dacă nu era legală hotărârea, dacă era legală hotărârea, ce instanța în tribunal și până de aia, nu te-a legat pe casă.
Dacă un consiliu local nu a fost să aprobe prețul, ce e? Nu, dar acum, dacă nu era legală hotărârea, nu ne-a întrebat la ca legală, tribunalul a spus de tabelă. Îl spun care a făcut. Da, am înțeles poziția dumneavoastră, nu intru în polemici pe punctul ăsta. Nu are rost. Avem faptele, am scris exact derularea evenimentelor, mai mult de atât. Și am văzut material aici că spune că este aprobat de Consiliul Local studiul de fezabilitate. Nu am văzut nimic de aprobarea studiului de fezabilitate în Consiliul Local. Adică sunt bugete, atât. Studiul de fezabilitate, eu. O dărâne a două casete aici, sunt bugetul local. Atât. Domnul consilier, haideți să dăm voi la informare făcută de către persoane autorizate. La data aprobării celor două proiecte, ați avut aprobarea studiului de fezabilitate și a... Dumneavoastră faceți niște afirmații nefondate. Nu, da? Nu, da? Pentru că 90% care ar fi fost puși de Ministerul Turismului erau din capitolul 4, nu din totalul general. Uităm în hotărâre care am aprobat tot. Tot atunci ați aprobat și studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici. Nu mai dezinformați, vă rog. Și eu acum, dacă tot mai studiul de fezabilitate aprobat atunci. A aprobat și studiul de fezabilitate și indicatorii studiului. Pentru doamna, domnul aceea am o întrebare. Dacă acum hotărârile nu mai sunt valabile, s-a anulate studiul de fezabilitate, la plătire este studia, da? Lăsați să expună această informare, da? Lăsați-o, nu? Nu informați de asta? N-ați citit până la capăt. Ați avut o informare, nu sunt informat de asta. Da, dar uitați. A fost hotărârea 105 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza SF, da, pentru proiectul, da? Da. Și tehnico și economic. Faza SF, adică studiul de fezabilitate. Dacă vă uitați bine în materialul de la cea dată, aveați tot studiul de fezabilitate atașat proiectului de hotărâre. Păi de ce spuneți că nu ați aprobat studiul de fezabilitate și că n-ați văzut studiul de fezabilitate? Da. Păi. Nu înțeles ce înseamnă studiul. Nu este prima dată și îmi cer scuze că o spun, când faceți niște informații, când aduceți la cunoștință cetățenilor niște informații false și sau incorrecte. Da, domnule. Îmi permite, domnule. Da. Doamna Roxana, am provocat. Făcând afirmația, nu este pentru prima dată. Când consiliul local dau informații false. Nu este pentru prima domnul, dată. Domnul Șuroc, îmi cer scuze că vă interrup, dar nu am spus de consilierii local. Am făcut afirmarea. Am o chestie personală. Da. Domnul deci n-am făcut afirmații false, dar că... consilierea a făcut afirmații false. Constat că din această dispută dintre executiv și consiliul local are de pierdut orașul. Pentru aceste două proiecte, de fapt pentru patru proiecte, dar două care au fost admise, s-a muncit unul. S-a muncit ani de zile. Și este păcat acum, ca să piață aceste două proiecte, și... Știi, vreo șansă, poate mai fi vreo șansă. Bă, dar știți pe toate, știți să le alegeți pe toate. Din puterea judecătorească asta e. Se lăuda domnul consilier pe câștigat în ăsta. Domnul Marcu, lăsa pe domnul... Domnul Bucurăuș, domnul Bucurăuș, de ce mă provoci ca să spun? Pentru că nu-i pentru prima dată când ni se pune în informare, nu cer numai ce s-a vrut din hotărârea instanței. Asta am vrut să spună cu doamna Roxana, care a spus și din codul civil, numai ce a vrut. Vreți să vă citesc eu pentru ce am pentru procesul? Ați citit, domnul, că le știți pe toate. Dar nu le știu toate. Păi nu le știți, cum nu le știți? Uitați ce spuneți. Prima instanță mi-a arătat că deși proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, amenajare, a fost supus dezbaterii, deși nu era însoțite de avizul comisiei juridice. Da? Și aici spune că adoptarea acestor hotărâri prin hotărârile Consiliului Local din 105 și așa, a fost realizată cu încălcarea dispoziției 105, ce vorbeam cu doamna secretar general, că n-a avut cele trei condiții, da? Care prevede îndeplinirea condițiilor anterioare emiterea celor năzivi. Și că sancțiunea nu poate fi decât nulitatea.
Asta e nulitatea. Nu dăm acum că e Barna, că e nu știu ce, câți vom mai vota cu Barna. Haideți să nu ajungem la anularea unor proiecte și să arătăm după aia că primarul, Consiliul Local, că și logică Barna, că nu știu ce. Eu sunt mai vechi ca dumneavoastră, domnul, dacă îmi permiteți, da? Și am o vechime, am 30 de ani în sala asta aici. Dar niciodată, țineți minte, când a fost interesul orașului și un proiect oraș, n-am intrat noi în dispute de asta electorale. Că nu-s de acord nici cu ce a zis domnul primar, că datorită lui Barna pierde proiect. Eu rog foarte mult executivul și compartimentele de specialitate. Și se știe clar câte, da, ascultă, nu, te uiți dacă ascultă, ascultă. Vreau să ascult. Poate are un punct de vedere. Păi da, tocmai asta vreau să ascult. De-aia am și intrat, că aude și de-s. Niciodată. Și compartiment de specialitate, vă rog, să vă dați tot interesul, să nu pierdem acea poziție de la minister, de pe master plan, pe considerentul că avem ce spune de acum din nu știu care partid dintre voi. Vă rog tare mult. Deci trebuie făcut tot ce este posibil să vedem că pe formă s-a pierdut această hotărâre. Nu pe fond. Nimeni nu a reclamat că are treabă cu proiectele. Are treabă că acea hotărâre ne-a avut avizii. Deci vă rog tare mult. Și haideți să facem delimitarea clară. Când e vorba de un proiect a orașului și când e vorba de lupta politică. Asta vreau să spun. Că nu-i chiar așa. Am pus numai ce am vrut ca să arătăm cine e vinovat. Nu-i decât. Eu înțeleg acum că această informare a făcut-o un nespecialist de la turism, care nu știe ce-i cu legea și cu hotărârea. Așa a luat așa trei puncte, trei paragrafe, nu știu cum. Dar haideți să vedem exact. Și pe această formă, înțeleg că doamna secretar general a dus avizul de la cealaltă ședință, dar cred că n-a fost susținut cum trebuie. Că și când vrem să punem avocat la câte un proces, ne opunem pentru că avem specialist. Uitați că nu avem. Acest proces s-a pierdut și nu vreau aici să mai spun și trebuie să recunoaștem și din vina celor care s-au apărat în acest proces. Că am făcut o confuzie acolo între lipsa de interese și nu vreau să intru aici în polemică cu doamna secretar general. Deci haideți să punem toți umărul și să salvăm aceste două proiecte și domnul primar și toți consilierii și executivul să vedem ce putem face pentru că an de zile a durat până am putut să introducem pe lista de priorități la master plan, așa cum spunea domnul primar că era atunci administrator public și știe exact câte drumuri am făcut și câte greu am introdus aceste proiecte. Eu vă rog tare mult și rog și pe domnul Barna și pe toată lumea, haideți să lăsăm lupta politică și să vedem ce facem cu proiectele. Pentru că putem să găsim o soluție să rezolvăm această problemă. Eu așa cred. Dacă ne punem toți la masă și încercăm să găsim o soluție. Sigur că dacă nu se făcea reclamația, nu se sesiza nimeni când nu era acel aviz. Dacă să rămânim toată treaba. Nu a fost avizul Comisiei Juridice. Asta a fost toată povestea. Bine, mulțumesc. Nu ar trebui ca proiectele care vizează orașul Târgovna să fie puse în dezbatere publică? Poate nu știu consilierii chiar dacă trebuie proiectele pentru oraș exact așa cum le spune domnul primar sau cum le face departamentul de atragere fonduri europene. Poate nu asta e important. Poate este important și cum gândesc cetățenii. Da? Așa vă aduc aminte că cetățenii și nu cineva, o persoană fizică, a plătit pentru o bază de tratament de 5 milioane de euro care nu funcționează. Trebuia să lucreze am intrat la diverse 40 de oameni. Da? O canalizare la care oamenii nu se pot branșa. Trebuie să întreba și cetățenii. Nu face referință la... Deci v-am spus punctul meu de vedere. Deci, la bani mulți trebuie să întreba și cetățenii. Nu numai a fost blocat. Proiectul a avut dezbatere publică în parcul Mântul, a participat. Dați-i voi, primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Eu îi mulțumesc domnului consilier și rogii pentru că, așa cum susține dumnealui, pe bună dreptate trebuie să fim și executivul și eu în calitate de primar și cu dumneavoastră toți consilierii sau măcar cei care doresc să susțină dezvoltarea localității, să facem tot ce stăm putință ca să nu ratăm niciun proiect, pentru că știm cu toții că o comunitate micuță ca Târgovna nu poate să se dezvolte pe propriile picioare. Știm cu toții lucrul ăsta. Și atunci ne legăm de orice sursă de finanțare, fie că este Consiliul Județean, cel mai apropiat de instituții, fie că e vorba de sistemul guvernamental, prin departamentul de specialitate și prin ministere, fie că discutăm de fonduri europene sau fonduri norvegiene sau oricare alte tipuri de finanțare, mediu și alte chestii. Dar știți ce ne aducem
consilieri. Hai să nu voi votăm. Să dăm un timpul înapoi cu un grupul. A făcut tot cine a stat în putință ca să nu se formă la prima ședință. Eu voi face tot cine stă în putință acum. Dar dacă facem echipă, pentru că nu putem, o executivă face și un membru din Consiliul Local contestă de fiecare dată. Dar când eu sunt oameni interes, atunci tot este legal și se încălcăm de regula. Așa dorește grupul progresiștilor. Aici este problema. Eu nu am o problemă cu domnul Barna. Nu am făcut în public, pe niciun canal, situația acestui conflict sau acestei specii. Dumnealui, dacă se uită și are curajul să măcar să recunoască în fața dumneavoastră, a făcut el pe Facebook și pe alte canale. A lucrat cu noroi în administrația locală întreagă. Cam deturnat fonduri, cam cheltuit banii, cât să ni se impute, cât să se facă, cât să se dreagă. Haideți să fim corecți cu noi și să fim principiali și să nu mai aruncăm cu deformări, cum a făcut și astăzi, când se întâmplă un haos în oraș și că mai devine o investiție cea mai proastă și cea mai asta. Eu înțeleg că ne pornim într-o luptă politică, dar nici chiar așa. Interesele comunității trebuie să primeze, pentru că de dezvoltarea comunității o să ne ajute și generațiile care urmează. Și eu vă promit aici că voi face tot ce stă în putință, ca prin prerogativele pe care le-am, să susțin în fața Ministerului reluarea acestor proiecte. Pentru că nu știm când se vor pune în practică, dar să fie acolo, să nu le stăie noi. Că o să fac o mică divagație și ne ducem și la a doua material de ședință, această a doua informare. Că mi-aduc aminte când domnul Șirotie, la vremea respectivă, a informat Consiliul Local că o decizie luată s-ar putea să aibă efecte de timp. Iată că ea are și o să nu-i lua punctul următor. De-aia, haideți să nu mai fim mânați doar în sentimente de-astea politice. Eu nu am deformat pe nimeni, nu am jignit pe nimeni, nu am deformat nici poze, nici imagini, nici răstălmăcirea recuvintelor. Asta este situația, de asta am ajuns aici. Și am avut discuții în zilele acestea cu unii consilieri în care mi se spune că am o relație rece cu un consiliu ostil. Nu este adevărat, nu este un consiliu ostil. Sunteți dumneavoastră consilieri care luptați pentru binele comunității, dar unii din ei fac lucrul ăsta. Eu am fost, ușa mea a fost deschisă permanent către dumneavoastră pentru toate problemele care au apărut. Și de aceea am susținut proiectele dumneavoastră, și, dar nu pot să susțin lucruri care sunt neprincipiale și neadevărate și în lângă limita legii. Cine dorește lucrul ăsta, eu am jurat să nu fac lucrurile astea. Vă mulțumesc frumos! Este păcat că s-a ajuns aici după 2 ani. Iată că s-au împlinit 2 ani de proces în care am pierdut. Și acum trebuie să o luăm de la capăt. Punctul 5, nu, nu cred că a fost și vina mea că am contestat la domnul prefect compensarea celor 27.000 de la centrul termică, dacă i-a amintit domnul primar. Și consiliul, că un consiliu local ostil nu l-a declarat domnul primar, l-a dreptate, l-a declarat și domnul prefect și domnul Ivancea, în toate materialele care au fost, consiliul local Târgoviște este ostil. Consiliul local Târgoviște este ostil, primarul. Sunt alte articole scrise. Spune că nu este așa. N-a zis domnul primar. Nu domnul primar, a zis domnul prefect și domnul primar. Păi știam cineva cu ceva spune. Fiți consecvenți în ceea ce spune de dumneavoastră. Acum 30 de minute am spus, pentru că nu se validează proiectul propus de către grupul nostru, noi ne abținem pentru proiectul care are istorie în oraș. Pentru valorile istoriei comunității noastre, pentru că acei oameni care au venit peste munți și au mers pe jos 3 zile, au venit ca să apere România. Și acum să-i cinstim pe ziua vânătorilor de munte. Avem vânătorilor de munte pe foc? Ca în vremurile astea turcuri să o comunitate militară să se dezlocuiască din catană și să vină și să-și ofere omagiu înaintașilor lor, care au pierdut aici lupta cu viața. Și acum noi condiționăm unele de altele. Despre ce vorbim? Când am făcut noi celelalte grupuri politice din Consiliul Local să condiționăm lucrurile astea. Dar nu pot eu nimic, am votat împotrivă și mi-am asumat. Deci nu pot eu nimic. Păi primați numai pe Facebook din aturând informația. Pentru ce mă măscăriți pe mine pe Facebook? Pentru ce vă măscăriți? Pentru ce? Cum nu? Nu mă faceți pe mine în toate felurile și în toate culoarele relative.
Prevedea și
politica de preț. Da, mi-a locat mintea atunci când domnul Șirochie, fie primar, a venit și a susținut că în baza unor calcule și în baza unor abilități, că sunt instituțiile abilitate ale RSC sau nu știu de ceva la acea vreme, Consiliul Local ar trebui să ia act despre ajustarea prețurilor la momentul respectiv. La fel atunci au fost niște discuții în Consiliul Local în care unele grupuri politice atunci au considerat că nu este corectă creșterea de preț și iată că de alte zile am ajuns, după ce ne-am dus în rândiții și s-au cheltuit și bani acolo, ca diferența de preț, care atunci a... când nu a fost asumată de orașul de Bogna, să fie astăzi plătită. Și avem acolo aproape 500.000 de lei daune pe care trebuie să le plătim ca diferență. Poate că la vremea respectivă. Și atunci trebuie să învățăm din lucrurile astea, pentru că și democrația se învață. Și e o școală până la urmă. Să vedem un pic care sunt prerogativele până la capăt. Pentru că la vremea respectivă, dacă s-ar fi adoptat prețul care ar fi trebuit justificat și era justificat de către și avizat de către instituții, prețul la apă l-am fi suportat cu toții, în funcție de procentul și în cantitatea de apă. Se distribuia pe fiecare locuitor. Iată că acum comunitatea din bugetul local trebuie să plătească în rate această sumă de 500.000 de lei. Iar dacă doamna contabil șef este acolo în sală, poate să spună că aproape 500.000 sunt veniturile noastre proprii într-un an de zile de la întreaga populație persoane fizice de impozitul pe clădiri. Iar de acestea, de-aia am vrut să prezentăm aceste lucruri, pentru că trebuie să fim responsabili și eu ca executiv și ca un donator din credite și dumneavoastră. Pentru că în timp, lucrurile evoluează. Și sunt niște mecanisme care s-au pus la punct în ceea ce înseamnă funcționalitatea diverselor sisteme și iată că până la urmă ne punem în situația de a plăti, de a plăti din bugetul local. Vă mulțumesc! Un alt litigiu în care a fost citat Consiliul Local este dosarul deschis de domnul consilier Barna Cristian, despre care tocmai am vorbit. Și un alt dosar care este deschis tot pe mandatul acestui legislativ este deschis de domnul Hriban Sterian, anum ca obiect daune morale, în care a chemat în judecată primăria orașului de Bogna, orașul de Bogna, Consiliul Local și Centrul Balnear Bogna. Instanța de fund s-a pronunțat prin sentința civilă 1211 din 2022, din care a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a Consiliului Local și, în consecință, a respins acțiunea formulată în contradictoriu cu acest vârf, ca fiind invocată împotriva unei persoane fără calitate procesuală și, de asemenea, a respins ca neîntemeiată acțiunea. Hotărârea judecătorească a fost comunicată în 12.09.2022. Până la această dată, reclamantul nu a depus apel, la care era îndreptățit. În ședința din septembrie, domnul Barna a dus în discuție un litigiu deschis pe instanțe din localitatea Ploiește, numită Obreja Rodica. Din verificarea registrului în care înregistrăm toate dosarele și citațiile venite la primăria orașului Târgu Ocna, nu am identificat un astfel de dosar și nici de numită Obreja Rodica în calitate de reclamantă, așa cum am adresat instanțelor din Ploiești. Să văd ce dosar este, de ce n-am fost citați, dacă trebuia să fim citați, nu am primit răspunsul. În momentul în care o să primesc răspuns, o să vă informez cu privire la acest dosar. Astea sunt dosare în care Consiliul Local este citat. Avem un număr mai mare de dosare, dar este citat orașul de Bogna prin primar. Vezi, bun, dar vreau să te... Doamna secretară, toți suntem la dosare. Poate ne informați dosarul cu Salina și dacă avem un dosar pe acolo ne apuc. Nu numai Consiliul, că acum începem în parte, dar poate ne spuneți dacă puteți să ne spuneți ce face aceste lucruri. Dosarul cu Salina are un nou termen de judecare din câte știu eu, luna decembrie, exact acum termenul. Iar cu argumentul am avut mai multe dosare desigur. Nu putem să-l ascultăm cu domnul Dorotec, el reprezintă Salina. Vă frumos, nu putem. Da, vă rog. Și ce fază? Suntem expertul s-a pronunțat? Avem un prim raport de expertiză, da, comunicat. Observații la raport s-a făcut? Nu știu să comunicat. Acolo avem doamna președinte, dacă îmi dați... Nu avem angajat expertul juridic. Domnul Consiliu și 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 domnul
Un pic, domnul Munteanu, dai voi? Poate știi mai bine. Primul raport de... Deci, legat de dosarul pe Salina, primul raport de expertiză, au fost obiecțiuni și din partea UAT de Bognaș și inclusiv din partea Salinei de Bognaș. Au fost obiecțiuni de ambele părți, atât de reclamant cât și din partea părâtului, la acel raport de expertiză. Fapt pentru care instanța de judecată a reluat procedura în sensul că din oficiu instanța a desemnat un nou expert și toată procedura se va relua. Deci se va lucra la un nou raport de expertiză. Și suntem în fața aceasta. Și la Alcune Palem este primăria un dosar pe Alcune Palem. Da. Da? Ați putea și spuneți care este... Nu. Nu. O să spunem. Este referitoare la penalizările de întârziere, la lucrări, la contestația făcută de domnul Măciucă. Păi, nu știu dacă la sesizare de domnul Măciucă. Nu am nicio rolă. Bine. Dar da, este pentru... Pentru că atunci trebuie recuperată suma și îndreptată împotriva celui care a făcut determinată întârziere. Dacă e așa. Bine. Am înțeles, nu știu. Da, este pentru recuperarea acelor sume, pentru plăzine achitate în termen, dar nu știm că la o reclamație sau din ce vine nu am achitat în termen acel recuperare. Punctul 6. Întrebări, interpelări, răspunsuri. Da, domnul Consiliu. Da, aici au avut. Comisia pentru repartirea leurilor avem cam un an jumătate unde am mai întâlnit eu. Nu știu ce dificultăți mai sunt repartiții de făcut, mai sunt persoane care așa pe lista scurtă. Am aprobat. Păi știți că am aprobat în ședința trecută criteriile motivate de faptul că o modificare legislativă ar impune acest lucru. Da. După ce vom primi avizul de la minister, vom intra din nou în ședință de consiliu cu aprobarea regulamentului final, pentru că acum a fost o propunere, după care putem intra în analiza acelor dosare. Lista de casa care a încheiat? Lista de repartiții, nu știu dacă s-a încheiat. Da, vreau cu data viitoare și aveți și noi toate repartiturilor prin la ședința așa. Dar se poate. Și acolo mai avem o problemă la Comisia de ANR. Suntem Comisia 4. Nu cred că România sau undeva păi, după ce 4. O să primim criteriile, o să revizuim și Comisia. Da, dar trecut am votat Comisia 4. Poate că nu pățează că e 4, mai 4. Dar pentru... M-am mutat cu... Cred că o dată, cum zice, ai... Dar m-am mutat așa, e vorba, din pe transparentă, am venit-o să alia la Trugogna. Potrivit dintre martie, e 2022 și 30 anual 2022. Apar de la 9 consilieri juridici, apar 13. De transparență, este semnat de site-ul primăriei. Dar nu dumneavoastră 9 consilieri juridici, v-am explicat că avem un singur consilier. Dar așa scrie aici doamna secretară, e pe transparență pe site-ul primăriei. 13 consilieri juridici. Ce vizitate dumneavoastră ați văzut până acum? Indiferent din consilier, prin inspector, în continuare este și juridic. Dar din consilier juridic, da, și altceva am văzut că... da, vor fi... Da, am văzut că au dispărut 3 pompieri. 2 conducători și un servant. Nu au dispărut, au fost un alt grad de vechimii și salariul acela salariu. Păi nu mai sunt aici, erau... Nu sunt, erau 9, 5. 9, mai sunt 6. Ei, da, au adevărat pe genul ridici? Da. Pompierul? Da. Mulțumesc mult. Deci dacă v-a ajutat și un organigram, compartimentul juridic este funcțional cu două posturi, dintre care doar unul este ocupat și acesta deocamdată da, dar nu funcționează. Da, nu mi se pare pompier să fie consiliu juridic. Da. Și... Ați vrea, încă o dată, reamintesc că data trecută, la până la sfârșitul anului, conform regulamentului de organiza primăriei Trugogna, să avem pusă pe ori de zi organigrama primăriei la aprobare. Așa scrie regulamentul, așa face. Articolul 30 regulamente pe site, vrem organigrama la aprobare.
Dacă tu ar trebui de regulament. Poate, poate, da, trebuie de regulament. Domnule, trebuie să fie în codul administrativ și apoi ce e agentul ei dumneavoastră. Uitați-vă, pe site-ul primării din Gogna este regulamentul pentru care legat la primării. Regulamentul nu poate. Domnule consilier. Îl modificăm atunci. Se poate un mod, bă. Îl modificăm atunci. De când e nevoie, se poate, când e nevoie, nu. Modificați și adoptați-l conform reglementărilor legale și vigoare naționale, care are aspecte legii, codul administrativ. Citiți acolo exact și vedeți care sunt prerogativele dumneavoastră și care sunt prerogativele primarului. Eu am cerut. Deci asta scrie de cere. Că dacă a fost nevoie să mergem acum 3 ani la contul ăla de 2000 de lei, n-am fost problemă. Dacă acum, dacă nici la acel, la regulamentul așa, nu e o problemă. Dar din ce îi vă deranjează să spunem de nou la, la votul mărgare ca primărie, că sunt măsurile cam nou? Vă răspund eu, dacă îmi permiteți. Regulamentul se aprobă o dată cu organigrama, da? Și în funcție de numărul de voturi dat de prefectură, nu aprobat de votul local. Deci prefectura ne trimite o adresă cu numărul de voturi și în urma adresei ălea, dar scrie anual, dacă cine scrie anual, s-a propus nevoie de grau. Acolo scrie regulamentul care e... Da, exact, da, orice, anual. Anual înseamnă anual. Nu înseamnă anual prefectul. Îi puneți că ei reglementările legale cam la cap. Păi dacă din luna iunie toate posturile în administrația publică sunt blocate și toate lucrurile astea, ce să modificăm în statul de funcții? Dacă nu mai vedem cum nu pot, adică nu face nicio modificare. Aparatul nu este. Domnul consilier, lăsați. Să vă rugăm, domnul consilier. Ce facem aici? Iar când a fost nevoie de modificarea statului de funcții, noi am ieșit din Consiliul Local ca urmare a modificărilor datelor funcționarilor publici care au urmat și au profesionalizat cariera și au urcat în o treaptă superioară sau un grad superior, fiecare de pregătire. Și haideți să nu mai deformăm iarăși calitatea și să luăm doar ce vă cuvine dumneavoastră. Eu vă respect, dar... Eu m-am uitat pe site-ul primării de mult altul regulamentul, atât. L-am uitat. Nu vă asumați locul care nu este competența dumneavoastră. Vă rog foarte frumos. Și ea, dacă toți sunteți în direct, așa știu, să știm și noi, tot Consiliul Local, cine este președintele Comisiei de Recepție la ora asta? Ok. Cine este președintele Comisiei de Recepție la ora asta? Comisie de recepție pentru lucrări, pentru toate pregătirile. Da. Păi, da. Cine este președintele comisiei de recepție? Este numit un funcționar public. Și cine este? Este un act administrativ semnat de primar, la nivel de dispoziție. Am putea să știm numele, că probabil ați dat dispoziția. Păi dispoziția este comunicată și este publică. Și nu este doar un președinte, ci este o comisie. Nu, am de luat președinte. Domnule consilier Bana, păcat că după 2 ani de zile de mandat, apar nu aveți, că de fapt nu funcționează o administrație locală. Puneți doar pe cod administrativ și citeți și nu mai puneți astea întrebări retorice. Scuze-mă dacă am de aranjat că am de mașină președinte comisie de recepție, vă rog, nu așa. Vedeți întâi cum funcționează o administrație locală, aveți răbdare, privit, studiați problema și apoi... Am întrebat, că n-am vrut să știu din codul meu, dar nu scrie cum îl cheamă președinte din Comitetul de Recepție până la urmă. În cod de treaba am întrebat, știi cum îl cheamă. Da, domnul consilier, aveți un... M-a întrebat. Da, aș vrea să știu, ce se întâmplă cu proiectul de iluminat public LED, la ce parametri am ajuns sau care e gradul lor din cuvânt de implementare și nu câte vreau să se schimbe 700 de lămpi LED și s-a finalizat, s-au schimbat toate 700 pentru că știți, de vin fac prima la energie și... Da, aceasta chiar mulțumesc domnului consilier că a pus această întrebare. Suntem în un proiect de modernizare și de, mai ales în vremurile astea complicate, când energia reprezintă o problemă pentru toată lumea, prin proiectul semnat de, cu Ministerul Mediului, trebuia să schimbăm la nivelul localității și schimbăm 700 de lămpi, corpuri de iluminat. Au venit 200 de lămpi în prima parte a anului, prin luna mai, cred, când au fost montate imediat prin mobilizarea rapidă a societății din suportarea Consiliului Local și după aia, datorită crizei economice și blocajelor economice, părți din echipamente, așa cum ai spus, au fost blocate prin diverse porturi ale lumii. Și acum 2 săptămâni de zile sau acum 10 zile au sosit și celelalte 4
280 de lei, care încep de mare viteză, se montează în aceste zile cu 3 TRB-uri. Dacă ați văzut în oraș, străzile care au fost nominalizate în cadrul proiectului sunt în lucru. La finalitatea acestui proiect, vor face și adaptarea lui prin acel sistem de telegestiune care va fi luat de strada principală pentru a economisi energia, iar celelalte străzi care nu au putut fi scrise în prima etapă a proiectului, au fost scrise și aprobate de către dată și în nominalitate și puse acum spre analiză Ministerului, un al doilea proiect care au 800 de lei. Și aceasta este în evaluare. Mulțumesc. Aș vrea să aduc în discuție semaforizarea care s-a făcut în oraș și poate avem și noi acces la studiu de trafic. Ceea ce se întâmplă cu cele două semafoare puse la 100 de metri, vom vedea că nu fluidizează traficul. Vorbeam inițial la un moment dat de un semn girator în intersecția mare. Nu s-a mai discutat nimic de ani, s-au pus doar două semafoare și vom vedea cum decurge situația. Deocamdată decurge rău. Mă întreb dacă în luna noiembrie, când e așa trafic, octombrie, noiembrie, nu e așa trafic zi, cum va fi când va fi în vară, iulie, august, când la Salina vin peste 4.000 de turiști. Zic, nu știu, vom vedea. Dar aș vrea și eu să am acces la studiul de trafic care s-a făcut, să știu că a păstat destul de mult. Este un proiect ambițios pentru comunitatea noastră și că prin efortul bugetului local, astăzi a fost pus în valoare efectivă. Pentru că ele au fost terminate lucrările de montaj tehnic acum două săptămâni, au fost lăsate pe intermitent pentru a se obișnui locuitorii și a înțelege că acolo va apărea un alt tip de reglementare și începând de astăzi a fost pus în operă, făcându-se și montându-se toate celelalte accesorii, trasându-se liniile de conform proiectului și acest proiect, deși sătului care cred că a fost făcut așa de mântuială, nu este așa. Este făcut cu coordonarea direcției intenției de circulație și cu drumurile naționale. Da, astăzi, într-adevăr, a fost o nebunie pentru că a apărut ceva nou și oamenii locuitori, am avut discuții cu instituția poliției și aici au fost înțelegători, că le-a zis, nu putem să trecem direct la zona din coerciție și să sancționăm oamenii că poate din obișnuință nu au văzut că acolo este un semn și funcționează. Și atunci, în două săptămâni astea, când află în monitorizare și timpii de reglaj asupra minutelor de separație, să-i monitorizăm și să înștiințăm frumos și elegant locuitori că acolo a apărut un nou tip de fluidizare a traficului. Și astăzi, într-adevăr, a fost nebunie, pentru că nimeni nu mai se uita în sus, fie concentrat cu gândurile, fie zămea. Dar lucrurile se vor pune, avem sprijin unității de poliție de Târgoviște, prin departamentul de circulație, și au făcut datoria. Eu când am plecat spre București, erau acolo oamenii și făceau dirijarea circulației, atenționând că au făcut acest lucru. În aceste două săptămâni, dacă se va constata că anumite funcționalități nu sunt făcute, poliția de circulație de Târgoviște va înainta un raport către poliția județeană și vom veni cu modificări. Dar fluxurile respectiv legislația vor fi în vigoare. Și atunci acolo au apărut cele două semafoare pentru că ar trebui să intercalăm între semafoare cele 12 pietoni. Pentru că dacă am fi renunțat la una, am fi creat o stare de nemulțumire totală în această etapă. Pentru că cei din zona de jos a orașului n-ar fi venit în zona de sus, în dreptul acesta, sau la actualul magazin acolo, dreptul observațiuni. Și invers. Și atunci, de aceea au fost montate două lăs cu treceri de pietoni sincronizate și cu acces spre 9 mai din ambele sensuri. Iar următoarea investiție care o vom supune cu Consiliul Local va fi prin bugetul 2023 și am mai făcut public acest lucru când, cu sprijinul celor de la Drumul Național și Poliția Rutieră, să montăm un sens giratoriu la intersecția cu strada 1 mai. Nu mai bine până atunci se vine și investiția de pe strada 1 mai și atunci să o fizizăm în strada zonă. Dar acum când lumea a fost obișnuită
parcheze și să oprească pentru diverse activități, este clar că banda 1 care ar trebui să asigure fluidizarea înainte a fost blocată. Dar, încă o dată, nu este o investiție benefică pentru comunitate și sunt puține localități care au făcut investiții în fluidizarea traficului pe drumul național. Mulțumesc! Ca argument, deocamdată nu-i fluidizare. Deocamdată, să zicem din asta. Că ambițiile și opera s-a lăsat cu încredul deocamdată azi. Cred că nu o întinge. Să fie un oraș fluidizat. Domnul președinte, mai stăm mult? Da, cer și eu. Avem și o oagă, nu de alta, dar... Da. Să fim mai eficienți un pic. Având în vedere că vin iar peste cu militare, cimitirile eroilor ar trebui să fie amenajate corespunzător. Am făcut ANL, am făcut sesizarea, cred că de acum 2 ani, dacă nu înșel, au dispărut grătarele care se șterg oamenii de picioare când intră în loc. Nici până acum nu s-au pus la loc. Eu știu că... Da? Nu. Se găsește o soluție, nu vă lăsăm. Nu, doamnă, vă schimbam și nu prea mai am pus nouă cu pauză și nici nu mi-a pare greu. Dacă se deconectează, să știți că aveți de soluție la asta, vă lăsăm. Tot la această masă, anul trecut, ne se promitea că anul ăsta se vor asfalta străzile cimitir, cărămidăriei și viitorul. N-am mai auzit nimic despre asfaltări. Ce? Ne poate spune cineva ceva ce s-a întâmplat? Până Consiliul Județean, domnul Ivancea, domnul Peina a venit aici și a spus că vor fi cuprinși în buget și sigur, sigur, se vor asfalta. Domnule consilier, domnule consilier, vă ascult. Și în luna trecută am spus aceeași întrebare și... Aceeași întrebare cu până la sfârșitul anului, că a spus în 2022. Domnul... Nu în 2023. Nu ridicați cu urmă. Nu că... Lăsați, ascultați în primul rând. Că vă uităm repede de la o lună la alta. În fiecare lună vă pun aceeași întrebare, poate ne răspundeți. Poate ne răspundeți, poate mergeți acum la București și spuneți la realitatea cum să de fapt regulile în oraș. Haideți, domnul consilier, mergeți dumneavoastră și vă arăt așa. Da, de la, o să arăt, vă spun eu, la Uniunea Europeană o să arăt ce piste de bicicletă. Cum vor. Ateliatul funcționează și că ne-am terminat treaba din punct de vedere a instituției noastre și a Consiliului Județean cu avizarea, iar documentația acum se află în faza de elaborare de licitație de execuție. Proiectul este terminat, avizele sunt gata, iar și poate vine că o documentație de licitație durează. Durează doar un an și... N-am și toate alealte. Nu putem să dăm o investiție care costă 7 milioane și jumătate de lei, așa... În kilometru 200 de metri, știm? Tu pui stop, știi? Păi nu puteți să ne acuzați de asta, că nu ne-am ținut de cuvânt. Ne-am ținut de cuvânt, că un an de zile am terminat proiectul tehnic și până la finalul anului va fi interlantată și licitația. Și poate chiar și terminată. Doamne ajută să fie asfaltată, eu vă întreb la voi în care să fie. Așa să fie, și asta ne dorim. Mai ales domnul ce? Să ia măsuri urgente pentru că deranjează
foarte multă lume, este o familie de cetățeni germani care și-au făcut acolo un adăpost de câteva zeci de câini, iubim toată lumea animalele, dar deranjează foarte mult locatare, nu știu, ilegal, ilegal, ca eu stau aici, am vecinul, gardul meu, să fie un adăpost de câini care nimeni nu... Dacă mergi în altă țară, trebuie să te conformezi regulilor. La noi, încă ne susțin ONG-uri, nu știu pe ce... Așa, ar vrea să... Să luăm decizii corecte. Mulțumesc. Este deci, în casa unde locuiesc copii, oameni, nu se poate. Păi, îi apreciez, vorbesc și eu câini, animale, bravo, dar nu de mine, poate casa mea sau oricare cetățean are dreptul la viață, zile. Există solicitare, este solicitare. Intervin ONG-uri, eu îngrez și pe ei, dar nu în comunitatea locală. Să vă mulțumim pentru vizionare! Să vă mulțumim pentru vizionare!